Astăzi s-a desfășurat la Iași conferința Accesul pacientului la imunoterapia oncologică. La acest eveniment au fost prezenți Mirela Grosu, manager Institutul Regional de Oncologie Iași, Radu Țibichi, președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Vasile Cepoi, președinte al Agenției Naționale de Management al Calității în Sănătate, Cezar Irimia, președinte al Asociației Bolnavilor de Cancer din România. În Uniunea Europeană, cancerul reprezintă principala cauză de mortalitate, iar incidența cazurilor de cancer este în continuă creștere. De aceea este necesară existența unei rețele cât mai vaste și specializate în îngrijirea pacienților oncologici. Arsenalul terapeutic folosit în lupta contra cancerului include chimioterapia, hormonoterapia, terapiile biologice și imunoterapia. Ne dorim ca pacientul român să aibă acces la terapii inovatoare cât mai repede, pentru că în momentul acesta nu toate terapiile inovatoare care sunt aprobate la nivel european au ajuns la pacienții din România. Deci ne dorim să ne aliniem cumva cu celelalte mijloace prin care putem ajuta pe pacienți să combată cancerul. Așteptările noastre sunt în primul rând să se vorbească despre imunoterapie și să intre discuțiile despre imunoterapie în planul de tratament al pacientului cu cancer. Iar așteptările celor pe care i-am invitat sunt în primul rând să învețe despre imunoterapie, ce presupune, cum, ce pacienți trebuie să beneficieze de imunoterapie, precum și care sunt mijloacele prin care putem să grăbim procesul de intrare pe piața din România a imunoterapiilor care sunt deja disponibile.